Hei, sunt aici cu un Battle of Romania la Riders of Icarus. Unei RPG publicat de produs de WeMade, da, știu, numele sunt ciudat, noi l-am făcut, dar ăsta e numele companiei, WeMade, și publicat de Nexon America. Deși e publicat de Nexon America, jocul va fi publicat și în Europa și în America de același... asta nu se mai încărcă. Și de aceeași companie. Deci intri în joc și îți alegi direct din el Europa sau America serverul. Jocul are momentan doar 5 clase, după cum se vede, femeie sau bărbat. Pe care e interesant că începe de la dificultăți, de la easy, normal, hard, hard și very hard. Adică sunt puse în ordine. S-ar putea să mai apară o clasă, un fel de zână sau ceva de genul ăsta. Unele clase sunt mai ciudate ca Berserker, tipul clasic cu bătălești toate cele, Guardianul cu scutul și sabia asasinul, ninja lău cu două cuțite, Priestul e healer, Wizardul e magician, nu avem marcaj, dar puteți să-și clasinești toate cele. Aveți nivelul de dificultate, strength-urile cum merg, un mini descriere despre clasă și ce face clasa, ca să știți. Gen, Guardianul e foarte bun. Sunte, jocul este în beta, va fi lansat în open beta, valabil pentru toată lumea, pe 6 iulie 2016 și toată lumea va putea să-l încerce. Sper să nu mă lungesc prea mult, nu-mi place că nu puteam să-mi întorc caracterul acolo și de asta n-am vrut să stau prea mult sau prea puțin. Unde cu Zarnot. Jocul este un RPG destul de drăguț, un pic de... ok, pe bun, e emblema acolo. Cartea creation pare drăguț, ok. Poți să mergi custom să-ți faci totul, option made, să-ți faci sprâncenele cum vrei tu. Asta nu știu dacă da, poți să faci culoare la sprâncene cum vrei tu. Nu mă interesează, nu e treaba mea. Ar vrea să găsesc totuși un preset mai ok. Uite, Jose, mergem pe Jose ăsta sau și-l edităm după. Mergem la înălțime, mielenea asta sau să editez înălțimea. Ok. Puteți să mergeți la preset să vă alegeți un caracter la nimereală, dacă nu puteți dați direct la față, să uitați cum e fața lui ăsta, ăsta să facă, să vă aleagă direct cum ar trebui să faceți, dacă vreți un eye shadow, un culoare ochilor, de să-i aveți de pisică, normali, cerculețe, nu știu culorile cum merg momentan, deci merge probabil de ceva de genul ăsta. Nu știu ce culoare mi-e la ochi, dar sau cum e ok, dar habar n-am, mergem pe chestia asta. Aveți mai multe detalii dacă vreți să vă jucați cu caracterul și tot așa, o groază de detalii care vreți. Lip shape, nu mă bag, tatuaje sunt super interesante dacă vreți să vă jucați, ăsta mi se pare cel mai șmeche. Bine, ignoranți, codiță și toate cele, dar unele tatuaje sunt chiar șmechere, păcat că nu pot să le mut pe corp sau ceva, n-am văzut opțiunea. Deși unele sunt foarte șmechere, ala e cam ciudat, ăsta aveam ceva de genul ăsta în Ion, sunt super îndeprind după tatuaje de genul ăsta, pe genul îmi place, îți mai dă un pic de unicitate la caracter și unele sunt super tare, mai ales dacă ești fată. Oh my god, adică, ok, pierd prea mult timp cu chestia asta, dar... Aș vrea să-l colorez, dacă puteam să-l colorez, poate l-aș păstra, vedem, nu știu, ok. Mergem la overall, pentru că la față nu puteți să schimbați prea multe și aici aveți dimensiunile doar. Dacă vreți părul sau gen culoarea pielii, cum ar veni asta, dacă îl vreți mai deschis, mai albuț, mai închis, dar nu prea. Dacă vreți să-l faceți albastru, nu știu, aproape albastru, puteți să vă uitați aici. Build-ul, nu știu care fi de a probabil înălțime, cum mi-a făcut el înainte, presetul. Nu știu care înălțime normală. Oh, fuck it. Stai zic, habar n-am ce fac aici. Ok, deci asta e caracterul înainte. La față dacă vrei să-i faci holy shit, that was so ugly. Ok, ai o groază de fețe. Frizurile, tot the fuck, era Elvis. O groază, brightness-ul la culoare, ceea ce mi se pare super, poți să-ți faci, să-ți iei un albăstrui, să-l faci închis, negru, sau să-l faci ceva de genul ăsta. Deci, nici să nu vă gândiți, caracterul puteți să-l... hai să dăm create, o să merg eu cu un caracter editat, skip o secundă.
Bun, asta e. Am zis, na, am jucat și un pic cu caracter creation, nu arată mai ok acum caracterul. L-am făcut și eu pe placul meu. Dăm create, black screen. Am uitat să vă arăt armurile și ce. Aveți informații despre guildă, locația în care a fost, unde jucat, tot template. Oh, și de ce da. Momentan vă doar două sluturi de caractere, credite. O să începem jocul. Ok, aveți mândul Stardust, care orice un ce vechi în care să le tai cu stânga sau de cele recomandat pentru Wizard și Prize, pentru că ești de la distanță. Și Action Drive, modul Terra, Blade and Soul și alte chestii recomandat pentru Guardian, Assassin și toate cele. Dar o să mergem pe Action Mode, cause it's cool. Setările o să le schimb din joc, super tare. Jocul mi-a aduce aminte deja de un fel de Terra, Black Desert, mai corean, oricum, mi se pare un Terra mai datat și mai diferit la unele chestii. Poate peste câțiva ani vom vedea. Oricum, până jocul se lansează pe 6 iulie, aveți beta look-ul ăsta și după aceea o să mai aveți un first look mai târziu, după ce jocul mai adaugă niște expansion și chestii și după ce o să fie lansat sau ceva oficial. Ok, deci eram cineva... Wake up. I'm getting you out of here. With any luck, they haven't moved the princess yet. Tipul ăsta a venit, era pasăre și a venit după mine. Ok. Ne dă niște skill-e. Grab a weapon. You're no good to me unarmed. Oh, nu-mi place că dacă dau o dată pe F, o mică la tot. This way. Keep that weapon ready. Da, chiar nu-mi duce aminte de cum duc de la Terra sau cum arată jocul. Over here, where? Turn, commander. Reina. I hope we can say the same for the princess. Let me get my blade. Am și un lanț-l prin ce drăguț. A, nu merge combatul dacă nu ai problemă. Aparent altul e tot aici, aveți storage, informații despre caracter, artă, așa. Nu poți să-i activezi tu pe celălalt, pe bune? Oh, pe bune, nu puteai să-l activezi. Ah, îi se bat acolo, ok. Așa, ok. Hai, crau. Lego. Dacă am și un dash, am un fearful. Ok, și la shit. Să decăz un pic bolnav, eu îmi pare rău dacă fac de o clipă și știu să stau aici. Da, deci ele merg pe combo, ok. Mi-aici aminte un pic și de Riders, joc care a fost închis la care a venit încă. Ce ești tu? Tortoise, just hold on. Nu vedeți spus că am ciudat. Tortoise. Ok, deci eu o să dau skip la cinematice. Și jocul are niște cinematice destul de drăguțe, sincer. Am văzut alt deschis și apare masculinul. Asta e un boss sau de ce mi-apare numele în cadrul de dreapta? Dar nu să lași cinematică pentru asta. Mai sunt chestii de genul charging skills, basic combat, action key, camera movement, ok, thank you. Ok. Să rezistă boss-ul. Ok, s-a dus Warden Rex. Rex, cred că e numele care le dea în juie la Peter. Ok, asta protejează cristalul. No, shut. Ah, he's ok. Ok.
Ah, trebuie să fac tab ca să-mi schimbe ținta, ok. Oh shit, bro. Leave me alone. Vreau să sparg o piatră. Ok, m-a ferit. Vreau să dau fac dojo. Faci chestia asta. Never say never. Nu că să fie ce ca să fie de jos. Ok. Nu ai ce mai fac idei ce să petrești, dar îmi place să țopăi. Cred că arată drăguț și sincer nu știu dacă sună high sau sunt pe la un mediu. Plus că e în beta, deci orice e posibil. Povestea are destul de notă gen 9, 9,5. Nu știu dacă te place jocul, dar mie îmi place că e foarte fluid cum intri în joc, cum se întâmplă tutorialul și toate cele, e foarte activ și te duce direct în grup. Sau nu te mai duce, vreau să te duce direct în grup. După ce vine rău de la față, o ce vei să parat acolo, chiar trebuie să ne arate. Ok, trebuie să fac aici, era bine dacă facem aici. Ah, ok, deci să zic că nu l-a legat. Ok, shit. Oh, shit, guys, I broke it. Hello, help, what, shit. Ok, gata. Cum conduc chestia asta? Bad. Bad. Ce dracu fac aici? Face bar. Deci dacă apăs, dacă țin apăsatul V și dacă fac așa, vor. Ok. O să fac stânga, dreapta și problemă și abilități. Și ai acolo limită și cât mai e până la pământ, ok, am înțeles. Super, super drăguț, dar pe, oh shit. Și pușcăria aia de acolo era ok. Înțeleg cum mai avem de mers. Ah, ok. Super. Chiar sunt un tins familiar. Ai, de ce o să dau tins mod acum? Shit! N-am făcut spărătoare, oh my god! Mi-e dor de chestia aia. Ion, G-Dynasty, oh my god. Jocul care mi-a făcut cel mult avea chestia asta. Te-era parcă avea ghildele răzbărătoare. Asta în care armă. Măcar încearcă. Jocul e super. Primele minute și deja m-a cucerit, adică nu e cine știe ce wow feeling like what, dar pentru ce mă așteptam să fie un fel de Iron mai bun, dar aparent e un fel de Terra mai bun. So, yeah, super. Ok, am intrat în joc și deja avem chestiile astea pentru 5 zile. Apparently Dragon Mighty că sunt super. Trebuie să intri o zi să stai nu știu cât timp să primești chestia asta super. Daily reward. Aparent aici e toată lumea, că văd că am intrat și deja văd persoane, player. Vreau să le văd numele. Finally up. Designer, I beg we do. Talk to Crow. Thank you. Ce chestia asta? Am două sloturi. Asta că sunt de cum bază. Mi-a dat-o capa. Finally up. We have to get out of here. Finally up, we have to get out of here. Talk to Protoss, ok. Trebuie să mă obișnuiesc un pic cu chestia asta. Aparent pot să vorbesc într-o informație mai multe dacă vreau, dar... Nu știu ce m-a ajutat, gen, să dau aici să văd Dracar. But listen, he's the... Hurry. Ok. Trebuie să-l luptăm chestia asta. Ok, aparent... Toți zice cred că sunt player, da, bine, ăla e... Ok, obțin Battle F. What's up, bro? Ce cauți acolo? Aparent pot să mă duc un pic mai departe.
Îmi pare rău dacă se vede lag un pic sau chestii de genul pentru o secundă. Nu m-am jucat deloc cu setările, setările sunt făcute automat de joc. Rezoluția e doar corectă și tațală. E un beta, n-am putut să fac griji, am vrut să văd doar dacă scade FPS-ul sub cât ar trebui și sunt lag spike-uri din când în când, adică se vede când selectez chestia asta, n-ar trebui să se selecteze ca lumea așa. Uite, vedeți, sinta aia nu se pune ca lumea. Sunt mini-error, mini-glitch-uri, player-ul ăla care încearcă de acolo, de problemele conexiune, de target și toate cele, dar se rezolvă în timp, nu? Ținite, este un beta și vreau să vă arăt cum este jocul și tot ce vedeți se poate schimba la un dat. Putem să schimbăm, avem canale dacă vrem să jucăm cu cosplayer, super. Dacă vrem să schimbăm cu eu sau să selectăm, dacă vrem, să mutăm toate astea, ce super. Deci dacă vreți să vă mutați ceva, aveți de unde alege. Are you okay? Dar unde sunt, unde? De ce are o bilă și una mobilă? Să vedem, ok, deci o să dau examinare sau ceva? Trade request summon? Pot să dau summon? Dar pot să-i dau să văd familiarii, să văd echipamentul. Cum am zis, jocul e ca un fel de Pokémon, dar nu știu care e faza cu summon. Unde sunt aia care stau gripați ceva? N-am alergat, n-am dash momentan, deci nu preocupă să văd nimica. Ia fără trenit, mai. Ok, nu contează, am rănit pe aici. Oare mă atacă animalele alea când e aproape? Nu, că scui galben, de ce e galben atac? Deci ne scris în RPG-uri. Nu pot să alerg mai repede, deci degeaba m-am grăbit sau degeaba. Încerca chestia cu glide, W și W space. Hey, Foreman is battling back the flames from our FF, poți să spuneți? Zona e destul de mare, bănuiesc că o să jucăm să ne punem capitolul sau ceva. Asta arată destul de nașpa, sincer. Nu știu unde suntem. Eu suntem în Brakar Forest, care e pe aici. Eu vreau că asta va fi toată harta. Sunt multe chestii de explorat, multe chestii de văzut. Sunt cam nașpa. Nu ne afară de sunt chestii, dar... Ne sperăm că jocul poate mai bine. A început tare, forță, ca gameplay. Dacă are și user interface ca lumea și toate cele, în curând timp va evolua. Nu știu, eu n-am început jocul, să sperăm că va crește. Deja văd o glas de player, ți încă beta, asta e la 3-a și s-a deschis acum ceva ore. Prinde primele persoane care face video și poate prinde primul care... Ok, deja avem ultimele. Nu, te văd de ce am făcut acolo. Nu trebuie că una e fir, alta e... E și apă, pot să iau oricând? Da, super. Nu mă oprește. O, mă gâleată în mână. Oh my god. Nu doar gâță de nu mai pot, frate. Regut, dar n-aș fac că se pun chestiile pentru misiune și nu... Inventar. Don't just stand there. Le-am făcut deja nivel 3, ok. Douse those flames. Vizem dacă se schimbă ceva vizual. Ei, da, s-a schimbat instant, super, drăguț. Ce trebuie să facem? Put out fires. Mă, uite și aici. A, l-a luat ea. Cred că e loc omul, știi? E ce aici? Skill-a, ok, avem și skill-a.
Deci am făcut level up, level up. Clasă, clasă, ok, da. Pasivă. Ok. Weapon toss, ăsta va deja. Și save guard. New skills, super. Asta e pasivă totuși. Da, o să fac chestia, dar nu o să văd ce înseamnă. Character information gathering. Skill-ul meu, ok, super. Scot, scot, scot din gardă, ok, super. Tortoise is just down the path. Hurry! Duberus! Select! Să curios ce face 5-ul. 6-ul. Pare rău de el. A, așa e de stun dacă lovești și fizează ce super. De-mi place că zice și informații tot ce trebuie să știm. Poate trebuie un pic mărită chestia aia, dar... E drăguț. Nu știu ce vreau să spun. Dar să pot să iau pe aici? Super, la libertate. Altă misiune opțională, ne dă pantalon ceva. De ce are un mount deja? Ah, there you are. Proșu mount. Dragon când ai dragon. Trollar Fox. Is nothing more than a bunch of dogs. Te wolf dun? Ce-mi dai tu? I came here to find mushrooms and so I can really use those samples. Ok, thank you. Hai să mergem încoace. Să... Ok, și o care niște probleme cu shadow efecturile. Trebuie să facem 3 de-astea. Defeat Grey Wolf Alpha. Ok, ok. Nu știu dacă e topor sau... Fie altceva. Easy. Cred. Nu știu că pot să iau de atât de departe, ok, pentru că nu va fi ceva la jocul ăsta. Ia să mă scris pe aici. Dă un pic de lag când dau cu abilitate, dar numai cu o singură abilitate, asta mi se pare ciudat. Ah, there you are. We must find the princess. Hai că nu-s chiar așa de înalt, putem să fiu și mai înalt. Te pălai un pic mai în cabinet. Ah, asta e. Îi trece. Mushroom, de asta vreau să mă iau. Unicorn, vreau și eu. E că cred că era un lucru când era un lucru. Nu, am întâlnit și cu asta? Ok. What? Ok. Da, FPS-ul din joc e o problemă, pentru că la mine pe calculator se înregistrează ok, dar în joc are drop-uri ciudate când fac, uite, exemplu, când colectez acum a avut un drop ciudat. Și nu e normal, nu e normal să fac chestia asta. Sau nu știu dacă e de la efecte, de la zonă sau de la ce anume o face. O să fac niște setări imediat. Hai de vreo ce sare și joc în sine. Văd că nu place că și de asta în singură. Sunt drăguțe skill-ele și joc în sine. Utilizare mai bună are nevoie și... Să fac niște setări la el, pentru că aparent nu prea merg opțiunile așa. Hai să mergem să spunem chestia asta, după aceea să fac și o frizare. Pare n-am avut nevoie să-mi refac viața sau poține sau ceva. Am întâlnit câte 19 HP la fiecare secundă, ok, super. Aceea de genul un outro pe numlock, super. Deci acum eu sunt pe numlock și pot să văd ce vreau pe aici. Familiar, informații despre caracter. Deci nu mi-arată
de asta sau titluri, ceva? Nu. Mă gândeam și eu că poate nu tăcea. I tell you the bunny kangaroo. Kangaroo. Ok, da, da, nu, trebuie să fac niște setări. Pentru că e problema la procesare la unele chestii. Dar nu e problema gen când mă joc. E și când mă joc, dar e mai multe. Și când fac ceva. Asta ca să refac viața, ok. La nivel 4 pe bune? What? Oh my god, are fucking enemy. La nivel 4. For fuck's sake. For fuck's sake, n-am nivel necesar ca să... Dă-mi nivel. The fucking nivel-o. E nevoie de 5000 sau 300-400 XP. Deci nu o să mi dea misiunea aia. Oh my god, what the fuck is this? Oh shit, asta e latura aia pe care nu vrei să vezi. Ok, what? Și că press F to pick up loot. Ok, imediat. Imediat ce vă loot-ul. La NPC? Da, cred. Sunt sigur că NPC. De ce văd o lumină printr-un copac? Stâncă. Zice și mie cineva? Asta e o stâncă, da? Ok, uitați-vă. Like, se vede prin textură. What the fuck? What the fuck is wrong with your game? Mă, uite pe Ciară. Ciară, ce faci, bă? Set this transit shrine as your recall location. You can walk back here anytime. Ah, asta e un fel de checkpoint. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Worried about the princess. Shit, ce-a făcut tipa aia lângă mine? Mă, trebuie să merg cumva pe acolo? Familiar, ok, ok. Înainte de să fac training-ul cu tipul ăla, poate îmi dau un unicorn ceva? Da, 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 mă învață să prind un unicorn. O să fac niște seturi video. Imediat. O să dea niște schimbări la peisajul de aici, dar... Oh, putem să notăm ceva? Nu, nu, cred că am notat, dar pot să merg pe apă. Asta e sigur. Mel, avem melul și chestii. Ok, e... Deci ia că să călărească și o dau jos, ok, de genul. Ok, imediat. Revin. Ok, deci hai să vă arăt o chestie cum arată jocul, ceea ce mi s-a părut interesant. Ignorând că unicornul ăla care tot ce fute cu marcul meu. La mine era setat la... Nu, no, mă scuzați, ok, default, yes. Era setat la o grafică, ceva de genul, nu știu, cam așa. Ar trebui normal să se vadă jocul. La mine era ceva gen custom și nu știu care e cu toate chestiile astea, dar era un custom de extrem de dubios. Așa ar trebui să se vadă jocul la maxim. Așa ar trebui să se vadă jocul la medium. Așa ar trebui să se vadă jocul la low. Deci jocul era setat la mine era setat la preseturi, era la high. Numai că unele dintre astea erau puse pe la așa ceva, să zicem. Shadow poate l-am șters de tot. Și oricum era unul care era dat jos de tot, dar nu mai știu care, dacă mă întrebați care, nu, nu știu. Probabil că e, e o problemă din setup opțiunea, uite, iar am dat pe custom chestii și nu s-a salvat. Pentru că e fix aproape de asta. Poate e o problemă din bază, nu știu cum era o chestie cu drown distance. Nu, sau nu mai știu care. Opțiune care știu că strică vizibil cum se vede jocul, dar asta te vine de la persoană la persoană, nu mai știu care era. Puteți să schimbați și user interface-ul, dar să zicem că dacă vreți să jucați jocul la medium, ok? Se vede totul bine, nu? E super. Mie-mi place cum e la medium și așa trebuie să se vadă jocul tot timpul. Nu că zice că poate nu-ți place asta OLED sau nu-ți place anti-aliasing-ul. Toată chestia asta se leagă lumina și toate cele se leagă de la anti-aliasing.
Cred că. Parcă sau Shadow, da, Shadow Effect. Nu? Da, nu avem dreptate, erau cu Shadow Effect, îmi pare rău, am greșit. Deci Shadow fac totul în jocul ăsta, ceea ce mi se pare destul de stupid. Al joc care se bazează pe Shadow Effect prea mult și prea puțin. Deci tu, ca să vezi lumina corectă în jocul ăsta, ar trebui să ții jocul la dificultatea asta măcar. Și rest poți să-l ai secund, poți să-l ai la low, dar măcar știi că o să se vadă totul cu ala mea. Acum nu știu ce să mai zic, asta e jocul. Vă mai arăt cum se face taming-ul. Bineînțeles, cinematic mod. O să avem primul nostru unicorn. About my very first one. Deja începe ca jocul să punctem, nu spune chestia asta, că n-are aici, nu duce bine aici. Okay. Ok, nu știu ce s-a făcut, dar... Dacă apăs pe chestia asta, ci că îmi dă un fel de sprint, dar se mișcă fix la fel cum ar trebui să mișcă de obicei. Ce-mi place că pot să stau aici și să sar să fac team la altul. Ce șmecher! Ok, dar ce vreau să fac acum? Trebuie să mă întorc la Crown, ok. Da, și pe 12 chem sau... Ok, super, ăsta e noua meu skill. Taming, ticket, space. Este corect case. Deci cam așa se face tame. E ca un fel de... te duci și încerci să prinzi un cal. Ciudat, poate, poate da, poate nu, nu știu ce să zic. Destul interesant. Adică avem primul nostru unicorn. Dacă poți să urzi de sus cu tipul ăsta e super, rog. Die. Okay. Cam asta e Raid of Icarus. Mai aveți chestii precum skill-e? Care nu știu dacă s-a deblocat ceva sau care e ideea cu asta. Skill, da. Juicy Auto Attack Training Safeguard. Nu, no, am deblocat-o pasivă nouă, that's all. Familiarus. Cred că o face level pe... Putem să schimbăm numele să-i dau relays. Avem o limită și trebuie să băgăm niște bani dacă vrem să deslucăm. E ok, ok. Totuși față de Dragon Prophet în care avea o limită pentru nu știu câți. N-a pot să dau click și nu știu cât să văd. Avem un gros de opțional de făcut, de luat. Cam ăsta ar fi videoclipul. Asta e tutorialul. Ce vă spun mai zic, aveți o groază de misiuni, opționale, non-opționale. Jocul e drăguț, are nevoie de un pic de setări, vă arată un mini GPS pe hartă dacă e, care e principala, care e prima, care e cea mai aproape și tot așa. Ceea ce aș putea să mai zic e că aveți NPC-uri, puteți să vă seama și care sunt pentru chestii de vânzut și toate cele. O chestie care aș putea să facă acum că tot am terminat tutorialul. L-am dat track-ul, nu știu ce s-a întâmplat. Nu vreau. Să ne punem scutul. Wow, s-a făcut mai mare. Asta e impresia care mi-a lăsat mie, îmi pare rău. La fel și la sabie, deci. Ne-a dat o versiune mai mare, what the fuck. Și dacă-l chem, apărim instant pe el, ok, super. Drăguț.
Easy, easy. Dragon probabil la fel. The Dragon Knights know neither. I don't know where those Brogans got their weapons. Ăștia sunt alt cinematic, altă misiune. Deci aveți o grază să vă primați prin zona asta, după aia te duci în cealaltă tabără și tot așa. O să ai mai departe zone diferite. Vreau să arăt aici la Selgar. Unde să ai cum e, Arterius Pack sau Ultran. Unde să ai misiuni speciale sau dungeon-uri speciale. Jocul se evolueze și o să fac o grază chestii. Ai chestii care poți să le faci doar la misiunea asta. E super, merită încercat, merită o șansă, clar. Ce o să mai zic este că fiți atent la setar. Jocul e super, vedeți de unde faceți rost de mounturi. Nu știu dacă putem să mergem pe toți să-i călărim. Ca așa și-o mers la primul care părea că îl iubea. Ăștia cred că sunt lup sau altceva, nu știu ce au. Ce-o încercat băieții. Oricum, ăsta e Riders of Icarus. Îmi pare rău pentru laghi și chestii, uitat. Lumea are o grăză de chestii călărit, ca un fel de Pokémon cu mounturi. Ce vă să mai zic este, cam ăsta e jocul. Până pe atunci, sper că v-a plăcut videoclipul. Îmi pare rău de calitate proastă sau ce-o fi sau cum o fi. Pe data viitoare, salut!